Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Mulțumim pentru cuvântul tău din după masa aceasta. Slavă ție. Dă-ne putere, Doamne, să-l nu numai asimilăm mental, ci, Doamne, să-l și punem în practică. Ajută-ne prin Duhul Sfânt. Că asta se poate. Amin. Dacă vă întreabă cineva de câte ori a sărbătorit floriile, spuneți că de 3 ori. O dată cu catolicii, o dată cu ortodoxii și o dată cu pustani. Deci deschide Matei, capitolul 21, intrarea lui Iisus în Ierusalim. Aproape că le-am spus, vrea să-i puse și cânte, cântări de flori. Deci, acolo am ajuns, în Matei 21, când s-a apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis 2 ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, și dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe o măgar, pe o măgăruș, mânz unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au dus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și au șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le preserau pe drum. Norodele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte, amin. Haideți să reocupăm locurile. Puteam acum, cred că înțelegeți și dumneavoastră, că puteam să zic: mă, v-am mai predicat de flori din asta, cine mai vrea să mai asculte o predică de flori? Am ucânim așa de cald. N-am să vă vorbesc despre nici ramurile de palmier, nici despre Domnul Iisus măcar în seara aceasta. Deși despre el trebuie vorbit tot timpul ca personaj principal, acum vorbesc în text aici. N-am să vă vorbesc nici despre ucenici, nici despre farisei, nici despre copiii care au strigat în templu, ci am să vă vorbesc despre măgarii ăștia doi, care avem în Matei 2. Da. Marcu, Luca și cu Ioan nu pomenesc decât de unul. Aici avem pereche. Da. Și pentru că cunosc foarte bine tema. Când am împlinit 44 de ani, familia Berciu de la Cluj mi-a adus cadou. M-am trezit cu o mașină, i-or venit la noi, am stat la biserică, ne-am închinat, am mâncat. Până la un moment dat apare, tot am, știți, gândul meu, era ziua mea de naștere atunci. Mă, sărăm tot ce ăștia, nu ne-au adus nimic cadou. Deci eram frământat și nervos. Deci eram între cele două slujbe la biserică. Dar e bine să nu-ți dorești multe. Am văzut că am auzit că a oprit o mașină. Cine mai vine acum la noi? Nu-i destul o pagubă? Când am văzut că vine o remorcă din aia care aduce animale, și când a coborât din ea, avea să aflu mai târziu, peste vreo jumătate de ceas, că e măgăriță. Avea un an. O chema deja Marița. O fundă roșie. Deci la 44 de ani am primit o măgăriță. Până atunci n-am avut niciun obiect din acesta, un mijloc mobil de asemenea calibru în casă. Am avut găini, am avut câine. Din ziua aceea totul s-a schimbat în casa noastră. Nu mi-a mai trebuit nici găini, nici câine. Marița le făcea pe toate. Dacă nu am mușcat-o pe mama, o rupt hainele de pe ea, mușca vecinii, mă mușca, eu nu mai mergeam acasă. Rămăsesem fără mamă, singur copil, orfan. O bătut câinele, nu a ascultat de nimeni. Gardul, mânca florile lui tata. Deci nu să vă povestesc ce dezastru făcut în grădină. Nu a ascultat de nimeni. Cea mai încăpățânată creatură de pe fața pământului. Când își punea ceva în cap, aia face. Am dat-o la vecinul meu, la Trăinuțul Costane. Știți cu cât? 3 kg de brânză. E oaie. Trăinuț, am zis, uite, nu știu mult. E mult 3 kg, nu e mult. Am luat-o pe Marița, zis spectaculos:
Nici până astăzi n-am primit chilele alea de brânz. Trăinuțul și murit. Trăinuțul Costanu a murit de cancer, dar eu am rămas... specialist în măgare. Se duce mătușii mea cu mama, nu știu dacă m-am povestit, s-a dus în Banat. Și s-a întâlnit cu măgari pe marginea drumului și a oprit la om și a zis, voi aveți măgare? Și da. Și s-a dumneavoastră, da, pentru ce îl folosiți? Pentru lapte, zice, nu povesti că e 100 de lei sau nu știu cât o zis atunci, că e litru. Și mama se mira cu mătușii mea, vă dați seama, guri căscate, baticuri din alea pe cap, șorți, fusta aia plisată. Când o văzut, cum adică să ai măgari acasă? Dar la voi, zice, nu sunt măgari. Măgură, deasupra chișcole, bă, cum să nu fie, zice, mătușii mea, fiecare casă câte unul. Ăla dintr-o dată s-a umplut de invidie. Serios, dar la noi toți. Fiecare casă unul. Bun. S-a dus de acolo. Nu vi se pare ciudat că Domnul folosește aici ceva ce noi... Băi, ești un măgar. Foarte fain. Pentru că Iisus Hristos nu ne aseamănă în slujire decât cu oi și cu măgari. Nu ne place când ne dă lecții. De ce nu au ales, de exemplu, pitbull? Fiți ca pitbull-i, fiți ca și, eu știu, lei. O zis, eu sunt păstorul, voi sunteți oile. Ce calitate au oile? Sunt proaste. Ați întâlnit oi deștepte? Nimeni? Ați văzut vreo oaie vreodată la antidrog? Să miroasă droguri, să faci lecții cu ea, să o trimiți în stânga și în dreapta? Nu, cu câinii faci asta, cu pisica faci asta. Dar nu cu oaia, nu o duce capul. Punct. În momentul în care ai zis că ești oaie în turma lui Hristos, în primul rând e un semn de smerenie. Aprigă smerenie. Oile nu-ți deștepte. Intră lupul în ele și le rupe pe toate când le apucă. Îți dependente de păstor. Dau brânză, dau lână, dau carne, dau totul. Au un avantaj, nu se nici mușcă una pe alta. De-aia Sfântul Apostol Pavel zice ceva ciudat. Nu vă mușcați, mă, fraților. E rău când oile se mușcă. E mult ca să ai grijă de oi. De exemplu, am văzut când m-a costat acum, acolo unde vreau face în centru pentru cei pentru alcoolici, 3 hectare. Când i-am plătit la omul ăla, 1000 de euro i-am dat ca să mi le cosească, că nu se poate cosi cu mijloc normal, ci cu coasa asta simplă. El folosea în căpițe. Zice, atâtea căpițe costă. Făcut 2 căpițe, atâta trebuie să-mi dai. Nu înțelegeam ce să ai, vrem hectare. Gata, am zis, nu mai dau 50 de milioane, îmi cumpăr oi. Mi-a spus unul, cumpăr oi, n-am avut niciodată oi. De-aia am zis, acum săptămâna asta, umblam să-mi cumpăr oi, ca nu trebuie mulse. Le duci acolo din alea pentru carne. Nu știu cum au zis, cameruneze, benineze, în Puerto Rico, nu habar n-am. Îmi iau oi. De aici încolo mănâncă oile, nu mai întreabă cu banii cu asta. Și m-am dus și am vorbit cu Tuțul. Aole, mă, Tuțule, tu ai oi, 1000 de oi, eu știu câte ai avut. Spune-mi, ce să fac? De care să iau? De care să iau? Nu lua, frate, oi. Deci alea-s povești că te duci și le dai drumul dimineața și seara nu mai le închizi fericit, sau să închid singure. Nu, nu, nu. Lângă oaia trebuie să fii tot timpul. Și zice, dacă ai păstor, tot acolo mai mult ajungi, că trebuie să-l plătești tot timpul anului. Pentru că oaia, zice, se îmbolnăvește ușor, treabă curățată la picioare, se fac vierni, ilovită, trebuie unsă, trebuie aranjată, trebuie făcut... Nu, 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 zice, stai liniștit. Dacă nu ești toată ziua cu ele... Și mi-am dat seama că de fapt asta e și pastorația lui Hristos cu noi. Că mulți zic că ne-au luat, ne-au făcut și au zis, descurcați-vă copii. Nu, nu, nu. Fiecare zi cu noi. Pentru că în fiecare zi avem nevoie de El. Mă, oaie înțeleg, dar măgar? Există doar 2 feluri de mijloace pe care le folosim în economie. Cei care faceți economie știți. Există mijloacele fixe, cum e o casă, e mijloc fix.
Și este mijloc mobil. Mașina, de exemplu, mijloc mobil. Asta este tot ce se poate mișca. Amvonul din sala aceasta, sala este mijloc fix, amvonul, pentru că se poate. Orga e mijloc mobil. Hristos lucrează cu mijloace fixe și cu mijloace mobile. Măgarul este mijloc mobil, adică îl muți dintr-un loc în altul. Înseamnă că slujitorii lui Dumnezeu sunt mijloace mobile. Ca un măgar trebuie să fim de multe ori. Și vă rog, nu vă mai jigniți, nu mai jigniți măgarul, băi, ești un măgar. Ei și-au făcut datoria aici. O datorie rapidă, frumoasă, nebăgată în seamă și importantă. Pentru că, în primul rând, trebuie să învățăm în seara asta că Iisus are nevoie de mijloace modeste. Amin. Ce fel de slujitor ar trebui să fiu? Modest, mă. Ca un măgar să fie. Că cineva, dacă vrea ca să fie spectaculos, știi, în lumea asta, își ia cal alb și un armăsar din ăla mare. Nu, măgar. Cei care au văzut Calea Laptelui, a lui Custurița, actorul principal din Calea Laptelui, are măgar picioarele târându-le pe jos, două oluri mari în care trebuia să colecteze tot laptele. Dar un om mare, călare pe măgar mic, târându-și picioarele pe jos. Pantofii erau toți făcuți praf în vârf. Mijloace modeste. Măgarul e produsul simplității. Absolute a lui Dumnezeu. Nici nu știu de ce o crea Dumnezeu. Tocmai poate pe undeva ca să le spune cailor, uite, n-ați vrea să fiți și voi mai smeriți. Păi zice, nu putem. Le arătă măgare. Adică Iisus Hristos nu vrea niște lucruri spectaculoase. Mă, eu nu mă încadrez acolo, nicio, să-ți liniștiți. O plasă, un avod, barcă. Tot ce folosește Hristos parcă e foarte simplu. Niște pâini, niște pești, un băiețel, o fată care este în casa unui tip bolnav de lepră, Naaman. Dumnezeu are nevoie de mijloace modeste. Să știți că pentru mândri nu-i loc în împărăția lui. Mă refer asta de aici, unde e nevoie de slujire. Mândri n-au ce să caute aici. Eu o să fac asta. Școala mea. Câteodată trebuie să facem. Cred că sunt lucruri care trebuie să le facă cineva până la urmă. A ales lucrurile slabe ale lumii Dumnezeu ca să facă de rușine pe cele celepte. Va trebui ca să învățați doctrina simplității. Disciplina simplității. În cartea pe care am scris-o despre discipline spirituale, poate cea mai importantă. Mai importantă decât orice. Pentru că ne place să fim copilași, să fim complicați, zice Iisus Hristos. Nu, să fiți ca niște copii. Dacă am fi mai simpli în tot ceea ce facem, mi-a spus unui, Domn, nu te-am mai văzut de mult la biserică, bă, nu mai vin la voi. Astăzi mi-a spus. Dar zice, de ce? Am senzația, zice, ca om care umblu prin lume mult, că surorile voastre și bărbații din biserică cheltuiesc prea mulți bani pentru a-și arăta ele, hainele și ei mașinile în parcare. Mă, n-am mai zis nimic, am zis că mă mai mestec asta. Săptămâna asta mă mai gândesc la lucrurile astea. Să știți că oamenii vin dintr-o lume complicată și vor să vadă o lume mai simplă. Aici nu vorbesc de modă, vorbesc de stil. Putem să fim incredibil de frumoși, având un stil aparte. Probabil în vorbire, în haine, în purtare, în trăire, dar mai simpli. Vorba lui Gliga. Mai bine simpli și smeriți. Și de Dumnezeu iubiți. Noi ne place să fim complicați, dar nu ține. Dumnezeu are nevoie de mijloacele alea simple, modeste. Probabil că ar trebui să învățăm de undeva cu adevărat ce umilința. O singură dată Dumnezeu s-a mai folosit un măgar, mai țineți minte, cu Balaam. Da, pentru Balaam a fost mai șocant ce s-a întâmplat. A vorbit măgarul, măgărița, lui Balaam. I-a spus, bă, deșteptule, prorocul lui Pește, întoarce-te înapoi, tu nu vezi că Dumnezeu nu te vrea pe drumul ăsta să-ți vorbească măgarul. La proroc să-i vorbească măgarul. Când l-a văzut înapoi ăștia, a zis, cine s-a vorbit? Duhul Sfânt, nu mă, măgărița, mă. Să mă întorc înapoi. Foarte interesant, foarte interesant. Am vrut să găsesc
tainele astea, mi-am adus aminte că am zis, Doamne, descoperă mai, nu mi-a descoperit nimic. Deci, ce să descoperă? Am vrut să... Nu. Mi-am dat seama că trebuie să uit de multe ori tot ce am învățat. 40 de ani l-a ținut Dumnezeu la pe Moise. 40 de ani la oi. Ca să uite ce am învățat 40 de ani în Egipt. Anul și anul. Ala smerenie. Aia smerenie. Cel mai mare producător de alune pe vremuri, cel care a făcut o revoluție, James Carver, în Statele Unite Americii. Mare om al lui Dumnezeu. Și în același timp a reușit el cu unctul de alune. El a îmbolnăvit o grămadă de americani, știți că ăștia fac și pe avion. Deci nimeni n-are voie să desfacă un pachet de alune pentru că e cineva care este sensibil la alune. Și atunci trebuie să stăm toți... Bă, sper că nu o să o rătăci tu alune în buzunar la mine. Te afli că faci pușcărie vreo 8 ani. Știi de ești, ca om, ca român, ca țăran. N-am auzit, numai că au sensibilitate acută la alune, la migdale, la nuci, la prostie niciodată. Să zică, bă, aveți grijă pe avionul ăsta. Și James Carver a vrut ca să afle tainele lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, mă, alea zice, alea păstrate pentru mine. A zis Dumnezeu. Da, zice, n-ai putea să-mi arăți atunci tainele unei alune. E, asta, da, e mai aproape de... Vezi, dă-mă, cu pruncul în viață care îl aveți scăpară. Unde rămăsăi? Este mai aproape de mărimea ta. De mărimea ta, zice. Probabil că acolo suntem, cu James Carver, cu alună. Atâta Dumnezeu ne poate descoperi și nouă, că e cam de mărimea noastră. Nu cereți mai mult. Aș vrea să ne rugăm în seara asta, să spunem, Doamne, ajută-mă să-mi pot simplifica viața asta. Că prea mă complică. Prea mă complică. Și ajută-mă, Doamne, să fiu ca un măgar aici, având, fiind un om simplu. Și nimeni nu și-a, vă rog să mă credeți, nimeni nu și-a un măgar când o să lăuda cu el. Dacă îți băga de seamă, te lauzi cu turma, nu cu măgarii. Îți mai în spate, vin cu... Azi dimineață vecinul meu de acolo, de pe câmp, și-a mutat turma mai încolo puțin. Azi dimineață. Măgarul ne-a băgat în seamă. O venit câinii într-o viteză, am știut că și mută oile, că le duce undeva, pentru că au trecut câinii să ne rupă pe toți. Toți cu chestiile alea, cu jujeu și legat de gât. Am zis, ăsta mută oile astăzi. După aceea a venit un tractor cu oile bolnave. După aceea a venit cu cabana lui. După aceea... La sfârșit când au trecut și oile toate, a crezut că s-a dus totul. O apărut și măgarul. Prima dată am crezut că s-a răsturnat căruța cu bunuri. Nu, că mergeau bunurile, mergeau. Era el. Numai atât eu mi-a lăsat ochii în cap să vadă pe unde se duce. Restul numai poveri. Am o fi ajuns și el peste o săptămână. Dacă ajunge vecinul în seara asta cu oile, ajunge și măgarul peste o săptămână. O, ce nevoie este în bisericile noastre de asemenea oameni. Mă, că toată lumea vrea să fie boss, șef, director, senator. Doi, Iisus are nevoie de... Dar, mă, ne gândim la ceva, că noi avem valoare. Am auzit, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Și îmi place și nu-mi place cântarea aia. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu și în toată... Ne gândim că și maneliștii numai asta cântă. Ai valoare. Valoarea noastră, zice că atunci când l-a dus pe măgar, dar asta o știți 100%, când s-a pus Hristos deasupra pe el, când a văzut că 2 milioane de oameni la clamă, sau 100 de mii, sau 5 cât a fost acolo, nu știu. Osana, toată lumea, măgar a crezut că de el e vorba. Exact când o cânta la noi în oprea, la noi la biserică, tu ești cel mai minunat, am crezut că la el se uita la mine. Știți, Vasile Oprea, și am crezut că de mine e vorba. Nu era vorba de mine, era vorba. Dar atunci mă gândeam aici, măi, ce-i cu asta? Cum funcționează? M-a zis măgăruș, uite-te câtă lume mă cunoaște. Toată lumea mă aclamă. Și la un moment dat când s-a mândrit așa măgarul,
l-a pleznit cineva peste ureche și a spus la ureche frumos, cel ce stătea deasupra pe el: prietene, tu ai valoare numai câtă vreme mă porți pe mine spate. Știți care e valoarea noastră și cât e? Cât îl purtăm pe el. În ziua în care l-ați dat jos toată valoarea voastră și puteți avea milioane de euro, și puteți avea mașini, și puteți avea nu știu ce să aveți, toată valoarea voastră se duce la val. Atât suntem valoroși cât îl purtăm pe Hristos în noi. Asta cred eu, amin. Adică până la urmă Hristos l-a rechiziționat măgarul ăla. Ca rușii. Nu-l avea acela din sân. A, vă ăștia doi măgari, am nevoie de ei. Nino comentat, plecat, rechiziționat. Știi ce frumos face în toată chestia asta? Îi zice Iisus, ăștia doi măgari mi-i trebuie mie, vreau eu așa. Slavă lui că el nu a ales pe noi. Pe măgarul ăsta de pustan, îl vreau. Mulțumesc, Doamne. Mulțumesc pentru asta. Mulțumesc că tu m-ai ales pe mine, că dacă nu mă alegeai, și deam cu mama așa acum, că ăsta stătea cu mama lângă un smochin. Liniștia, că întreba ce faci, bine, că tu lumea face bine. Dar din momentul în care Hristos l-a ales, Dumnezeu l-a făcut cu adevărat valoros. Și nu numai asta, mai este ceva foarte important. Iisus are nevoie de mijloace care să fie consacrate doar Lui. Nu numai de mijloace modeste. Fiți atenți ce zice aici. Măgăruși pe care nu a încălecat nimeni niciodată! Putea să ia, eu știu. Mă, îmi place de Domnul. Vine și spune Dumnezeu, nu, Fecioara Maria îl naște. Nu s-a născut în lungul șir a unor 7 frați. 8, 10. Nu, aia trebuia să fie Fecioară. Apropo, de ce Biblia e interesată ca mormântul în care a stat Hristos să fie nou? De aia. Era doar mormântul lui. Asta trebuie să înveți pocăiții. Că de fapt lumea te acceptă. Nu contează că vii la biserică, dar Dumnezeu nu te acceptă dacă te duci în lume. Ați priceput? Satana nu are bai că vă duceți la biserică duminică dimineața. Dar Hristos nu suportă de a merge la bar duminică seara. Asta e diferența între Satana. Voi care aveți pastore, eu într-adevăr nu m-am păstrat curat, dar vreau ca să am, când mă voi căsători, o fată, serios. Și voi care vă, după aceea, faceți cu Dumnezeu exact ce nu ați vrea cu soția voastră sau cu soțul vostru. A voastră trebuie să fie pus deoparte pentru voi. Dar noi, lui Dumnezeu, ce-i dăm? Îmi veți spune că e o rebranduire. Da, mă, sunt de acord cu rebranduirea. Știți cum erau pe vremuri, am acasă, vă pot aduce. Era numele lui ăla care avea turma. Venea cu viței, turna pe spate, băga chestia aia cu litera lui în foc și o punea pe vițel și gata. Dar am citit că unul a avut vreo 2000 de viței și chestia a fost că și-a vândut turma la o familie care fiecare a vrut să fie cu inițiala. Și tata, și mama, și bunica, și pruncul, și fata. Fiecare a vrut să apară în firma aia. Nu, trebuie să tot facă pe litere. Să le bage în foc. Și-a întrebat, da, bun, voi aveți firma aia de viței? Da. Dar unde-s viței? Că nu mai văzut pe niciunul. Păi ce, nu au rezistat la rebrăduire. Când au pus atâta foc pe ei, nu mai țică. Fiecare a vrut să aibă. Dar de ce credeți că Dumnezeu i-ar place ca pe numele lui Hristos, pe lângă numele lui Hristos, mai pune și a diavolului și a lumii? Vreau să vă spun la cine cu toată dragostea, dacă nu puteți să fiți tot la Domnul, nu vă mai obosiți. Pentru că Dumnezeu vă vrea cu gelozie, spune în Biblie. Nu știu dacă ați văzut, dacă ați citit cu atenție cuvântul ăsta, cu gelozie pentru El. Cât de dumneavoastră sunteți geloasă sau geloși? Pot să fac un sondaj. Uite, nu mă uit. Gelozia aia, iar când vin alții și o pețesc, vin pop de mă dezleagă. Nu, coșbuc o prinde cel mai bine. Nu, este și gelozia asta care, de exemplu, chiar nu mai țineți minte povestea, minutul, câți o trebuie, 7 minute,
până la pâine, să cumperi pâine. De ce vii după 10 minute? Ale 3 minute, unde ai fost tu? Pentru cine te parfumezi iară? Dă să văd telefonul. Să văd telefonul. Știți ce este gelozia aia? Gelozia care până la urmă se sfârșește de obicei cu un ciocan în cap, securi în cap, 24 de ani de pușcărie. Cam acolo e gelozia, pentru că diavolul e ciudat. Ciudat. Noi știm gelozia aia proastă, este o gelozie bună. Gelozia bună se numește, e doar pentru mine. Asta vreau să vă învăț. Dumnezeu nu numără minutele noastre, nimănui, dar zice, vreau să fiți doar mie dați. Dacă doriți și lumii, vă rog frumos, duceți-vă. Mereu parcă l-aud pe Hristos în mintea mea, voi de ce nu vă duceți? Observați că după ce zice să venim la El, tot El ne trimite, pentru că zice, dacă voi gândiți ca lumea, dacă trăiți ca lumea, dacă vorbiți ca lumea, vă rog frumos, plecați! Nu? Pe măgărușul ăsta zice să nu mai fii încălecat nimeni și l-a duceți la mine. Vreau să fie doar a meu. Eu sunt un Dumnezeu gelos, ce Domnul Vechiul Testament. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni. Al treilea lucru. Deci Hristos ne vrea simpli, modești și Dumnezeu ne vrea ca un măgar să fim consacrați doar Lui. Mă, acuia ești tu, alu Hristos. Numai El are dreptul să se așeze pe viața mea. Îi dau Lui cea mai bună. 3. Iisus are nevoie de instrumente, de mijloace nelegate. Nelegate. Și ce spune mereu la măgăruș, dezlegați-l. Dezlegați-l și aduceți-l la mine. E foarte interesant că aici e cu mama. Știți de ce e aici cu mama și la Marcu și la Ioan și la Luca e fără mamă? E simplu, n-are treabă. Matei e mai răuț, oleacă. Și-a pomenit și de maică sa. Pentru că uitați-vă în ochii mei, urmarea lui Hristos, ca și căsătoria, trebuie să te dezlegi de maică ta. Poate să vă spună pastorul Aslan, pastorul Liviu, pastorii Abelu și clopoțelul și clopoței mei și David vă poate spune și toți. Jumătate din căsătorie, ziceți dacă nu e așa, își bagă mama nasul. Se fac praf și ajungem în divorț că își bagă mama nasul. Căsătorie. Am dreptate sau n-am? Nu mi-o dați, că eu știu ce e în casă la voi. N-aveți curaj să ziceți. Că și socrele saci. Știu voi eu pe voi. Cred că ați înțeles. De aceea zice Iisus Hristos, veți fi a mei când veți lăsa mama și tata și... O lăsat-o? Nu. Matei, băiatul cel mai bun, cuvenit cu maică sa. Ăștia trei au fost răi. Asta am vrut să vă spun. Acolo zial de lângă maică sa, a ce-or venit amândoi. Ce fain e când și mama și fiica sau fiul se pocăiesc. Greu e când trebuie să nu înțeleagă mama. Ia duceți voi măgărușul. Unde te duci? Unde te duci? O zis maică sa. Rămâi aici, rămâi aici. Erau legați amândoi. Ce fain e când avem fiii lângă noi și suntem legați de lume. Ce frumos este când avem soția lângă noi, mama lângă noi. Și toți suntem legați de obiceiuri, suntem legați de păcat. Împreună, asta e religie în cartea născută, ce să mori? Faină religie. Frumos. Îmi permite să fac orice, să trăiesc oricum. Exact ca fata culeasă de pe zmurd. M-a învățat mama o grămadă de prostii. I-a spus mamei, dar nu m-a învățat cum să mor, mama, că acum mor, așa zic ăștia. Că să nu-ți înveți copiii cum să și moară, numai cum să trăiască și să trăiască bine. Ce Domnul Iisus Hristos, dezlegați-L și aduceți-L la mine. Eu n-am nevoie de oameni legați să mă slujească. Dacă-ți legați de bani, n-am nevoie de ei. Dacă-ți legați de familie, n-am nevoie de ei. Dacă-ți legați de obiceiuri, n-am nevoie de ei. Dacă-ți legați de mâncare bună, n-am nevoie de ei. Dacă-ți legați de lume, n-am nevoie de ei.
Dacă pe Dumnezeu slujești numai dacă ești dezlegată sau dezlegat. N-ai cum să slujești pe Domnul câtă vreme satana te mai ține legat de ceva. Iisus Hristos eliberează o femeie, dacă vă aduceți aminte, după 18 ani de stat în jos. De ce vă rog frumos să nu vă mai aud? N-am boi de încercat, n-am pământ de văzut, n-am tată de îngropat. Mă duc după Hristos. Am devenit maestri în scuze. De-aia nu pot sluji. Hristos ne vrea simpli, Hristos ne vrea doar pentru sine, Hristos ne vrea dezlegați. Dumnezeu să ne dezlege de tot ce ne-ar mai putea împiedica urmarea Lui. Amin. Și în seara asta să o facă. Apropo, unde o zis, unde vă ducem? Dar nu le-a spus. Ce fain e. Haideți după mine, zice. Mamă asta mai mirată, către prunc. Ei, nici crezoare că ne duce. Nu știu, zice. Dar eu mers. Ce frumos e să te duci după Hristos. Și zice că Avram s-a dus fără să știe unde se duce. Noi știm unde ne ducem. Casa noastră e sus. Casa noastră e sus. Pregătită de Domnul Iisus. Aia, slavă ție, Doamne. Știu unde mă duc. Oamenii... No, bun. Și vreau să închei spunându-vă că Iisus are nevoie de noi, ca niște măgari, să înlocuim lucrarea pe pământ. Trebuia, ascultați, trebuia să se împlinească profeția. Cred că putea merge și pe jos. Ce ziceți? Sau pe un cal alb, corect? Nu, dar scria în Zaharia 9:9, iată că împăratul tău vine la tine, călare pe mânzul unei măgărițe. O, duci pe mama, să fie profeția perfectă în Matei. Să fie și mama de față. Mânzul unei măgărițe. Hristos a zis să se împlinească Scriptura. Și astăzi, în Oradea, ca să se împlinească Scriptura, Hristos zice, vezi că eu plecai 2000 de ani. Rămâneți voi și continuați ce am început. Simplu. Eu nu știu ce s-a mai întâmplat cu măgarul după aceea. Eu știu un singur lucru, Hristos nu mai are un alt plan. Când l-a întrebat un înger, dacă ăștia 11 care au mai rămas, dau în bară, mai au un alt plan pentru evangelizare? Și Hristos, nu. Dacă 11 oameni o dau în bară cu evangelizare, n-am planul B. Vreau să spun că nu am planul B. M-a predicat ani de zile cu haină de piele pe mine, un fel de geacă. Nu o să uit niciodată cum am primit geaca aceea. Mi-era frig. De casă de acasă într-o haină, bă, nu s-a pornit până în aprilie o neauă. Ne-am dus și am mâncat, am făcut o evangelizare, niște muți de pentecostali. Eu am crezut că i-a îndețat Dumnezeu până dinăuntru. Niciun amen, nici aleluia. Am predicat că eu singur să mă pocăiesc la predica mea, deci am vrut să mă predau. Culmea predicării. Ori cânta surorile am mult. Păi, așa. Aveau acolo în spate un porumbel care cobora în picaj peste o apă, pe o pădurie, cu lumină, dar nu era porumbelul, n-avea treabă. Nici nu văzuse vreodată. Nici nu simți vreodată căldura unui porumbel. Nu puteai treabă cu porumbelul. La sfârșit am rămas în drum și a venit unul și a zis, vrea să mâncați la mine acasă. A zis, vrea să mâncăm oriunde. Atunci nu puteai opri pe... Nu era niciun peco. 90 și ceva, unde opresc să mănânc sandwich. Acum pecule, slavă, Doamne, pentru pecule. În unii. Mulțumesc. Ne-am dus la bătrânul acasă. Zice, eu sunt telar de meserie, fac. Deci. A început să plângă. Am fost în seara asta, zice, și la biserică. Ca norocul, zice, eu nu-s cu ei. Mi-am dat seama. Era baptist sau nu știu ce era, dar nu era cu ei, certe. Nu l-am întrebat că nu-i cu ei, nu l-am întrebat ce îi. Putea fi adventist, nu l-am întrebat. Zice, toată viața mi-am dorit să predic Evanghelia. Și n-am putut să mă duc la școală, pentru că am fost sărac, teribil de sărac, anul trecut. Și ce nu m-a mai dus. A rămas, zice, aici,
să fac o joace pentru oameni. Dă-mi voie să-ți dau o geacă din asta, o haină. Amunar mai fi fost la mod atunci era. Și fiți atenți ce îmi spune că nu o pune pe mine. Începe să plângă. De câte ori o să predici cu geaca asta pe tine? Și când o să te văd, o să știu că știu cum e să predici într-o geacă de piele. Chiar dacă nu s-a predicat o rolă care stă în ea. O să cred că-s eu. Pentru că zice Dumnezeu, dacă nu mi-a putut da puterea să fiu predicator, oportunitatea aceasta, Dumnezeu m-a făcut și mi-a dat puterea să pot îmbrăca predicatori. Și de fiecare dată, lăsă, zice, am dat geacă, cea mai tare fază a fost. Când ne-am întâlnit în țară predicând, toți erau cu gecile ale de piele. Îi întrebam pe păstor, de unde o ai? De la Milano. Dar nu ziceam nimic, dar lasă-mă. Milano avea tăs, Milano. Eu știam și adresa tot. El ne îmbrăca pe toți. N-a putut să fie predicator. Dar a luat acul și ne-a îmbrăcat pe noi. Și a zis că el e cel mai fericit om de pe față Pământului. Și am fost convins că ești. Poate că nu ne pune Dumnezeu pe toți să facem lucrurile alea mari, din noi să trezească România. Dar putem să fim omul la care să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să facă o minune cu pruncul ăla, cu fata lui ăla. Domnul să o ridice din sindromul Down, din leucemie, să zică medici, mă, am greșit. Putem să schimbăm lumea cu lucrurile astea mărunte. Haideți să ridicăm în picioare. Ca niște măgari. Mulțumesc, tată. Pentru că ne-ai învățat în seara asta că tu ai nevoie de mijloace simple și modeste. Dă-ne, Doamne, modestia necesară copiilor tăi. Ne-ai învățat în seara asta că trebuie să stăm în fața ta ca un măgar care e consacrat doar ție. Pus deoparte doar pentru tine. Nu lăsa ca diavolul să-și mai pună ștampila pe noi pe vreunul. Ne-ai învățat în seara asta, Doamne, că trebuie ca un măgar să stăm înaintea ta dezlegat! Dezlegați, dezlegate! Nu mai lăsa ca lumea să ne mai lege de ea cu ceva. Nu o să-ți putem sluji niciodată, cum trebuie. Și ne-ai învățat că trebuie să continuăm lucrarea ta până vei veni tu. Și când vei veni să poți să ne spui bine, slugă bună și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Avem, Doamne, pâine pe masă, mulțumim pentru ea. Din Duhul Tău cel Sfânt, prefă în trupul Tău. Avem vin pe masă, prin Duhul Tău cel Sfânt, prefă vinul acesta. În scump sângele Tău. Și oricine se va împărtăși să primească îndoită putere din Duhul Tău cel Sfânt și iertare de păcate și binecuvântare și vindecare trupului și sufletului și Duhului și minții. Te rog, Tată Ceresc, binecuvântă slujitorii de care te vei folosi în seara asta și la ungerea cu un de lemn, dă păstorilor noștri, Doamne, credință și celor care vor fi uși cu un de lemn să primească, Doamne Dumnezeule, credința necesară și ei și să credă că în seara asta te atingi de ei. Satan, tu să pleci de aici. Așa cum Iuda nu mai participat la cina cea de taină decât până la jumătate și apoi s-o dus. Exact prin Hristos a început să rupă pâinea. Să pleci tu, diavole, că n-ai nimic de la oamenii aceștia. Pentru că oamenii aceștia cred că Iisus Hristos e Domnul, cred că ai fost învins pe Golgota și cred că noi vom ajunge cu toții prin Harul lui Hristos în cer. Că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Binecuvântă, Doamne, pe cei ce se împărtășesc aici și care sunt cu noi pe internet și poate se împărtășesc acasă, în parcările de tir, pe nave, unde sunt, în spitale. Tată, fii și cu ei acolo și cu noi aici. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului.